strânge: Unde ești, Domnul meu, pe care te cunoaște sufletul meu? Și mare folos am dobândit de la acest gând. Mintea mea s-a curățit și sufletul meu a aflat odihna. Lucru uimitor! Domnul mi-a poruncit să țin mintea mea în iad și să nu deznădăjduiesc. El este atât de aproape de noi. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul viacurilor, Matei 28:20, și încă: Cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi și tu mă vei preaslăvi. Psalmul 49:15. Când Domnul se atinge de un suflet, acesta se face tot nou. Dar lucrul acesta e înțeles numai de cel ce l-a cunoscut din experiență. Pentru că fără Duhul Sfânt e cu neputință să cunoaștem cele cerești. Și acest Duh e dat pe pământ de către Domnul. Cine va descrie bucuria de a cunoaște pe Domnul și de a năzui neîncetat spre El ziua și noaptea? Cât de fericiți și norocoși suntem noi creștinii! Nu e nimic mai prețios decât a cunoaște pe Domnul și nu e nimic mai rău decât a nu-L cunoaște pe El. Dar fericit este și acela care, chiar dacă nu cunoaște, totuși crede. Am început să fac așa cum a învățat Domnul și sufletul meu a aflat odihna în Dumnezeu. Și acum ziua și noaptea cer de la Dumnezeu smerenia lui Hristos. O, smerenia lui Hristos! O cunosc, deși nu pot să o am. O cunosc din harul lui Dumnezeu, dar nu o pot descrie. O caut ca pe un mărgăritar scump și scânteitor. E mai plăcută și mai dulce sufletului decât lumea întreagă. Am cunoscut-o din experiență și nu vă mirați de aceasta. Duhul Sfânt viază în noi pe pământ și El ne luminează. El ne dă să cunoaștem pe Dumnezeu, El ne dă să iubim pe Domnul, El ne dă să ne gândim la Dumnezeu, El ne dă darul cuvântului, El ne dă să preaslăvim pe Domnul, El ne dă bucuria și veselia. Duhul Sfânt ne dă puterea de a duce lupta cu vrăjmașii și de a-i birui. Îi rog fierbinte pe toți oamenii să priveghem cu pocăință și atunci vom vedea mila Domnului. Dar pentru cei ce au vedenii și se încred în ele, mă rog să înțeleagă că din aceasta se arată în ei mândria și împreună cu ea dulceața tulbure a slavei deșarte, în care nu este pocăința unui duh smerit, și aici e toată nenorocirea, pentru că fără smerenie nu putem iubirui pe vrăjmași. Eu însumi am fost amăgit de 2 ori. Prima dată vrăjmașul mi-a arătat o lumină și un gând mi-a spus: primește-o, e harul. A doua oară am primit o vedenie și am suferit mult pentru ea. Era la sfârșitul privegherii, când se cântă toată suflarea să laude pe Domnul, și am auzit cum împăratul David în cer cântă laude lui Dumnezeu. Stăteam în strană și mi se părea că nu mai era nici acoperiș, nici turlă și că vedeam cerul deschis. Am vorbit de aceasta cu 4 bărbați duhovnicești, dar nimeni nu mi-a spus că vrăjmașul își bătea joc de mine. Eu însumi credeam că demonii nu pot slăvi pe Dumnezeu și că, prin urmare, această vedenie nu era de la vrăjmașul. Înșelăciunea slavei deșarte mă ținea în ghiare și iarăși am ajuns să văd demoni. Atunci am cunoscut că eram înșelat și am descoperit totul părintelui meu duhovnicesc și i-am cerut să se roage pentru mine și pentru rugăciunile lui acum sunt mântuit și rog totdeauna pe Domnul să-mi dea duhul smereniei. Și dacă aș fi întrebat ce ți-ai dorit de la Dumnezeu, ce dar, aș răspunde: Duhul smereniei, care bucură pe Domnul mai mult decât toate. Pentru smerenia sa, Fecioara Maria s-a făcut Maica lui Dumnezeu și este preamărită mai mult decât toți în cer și pe pământ. Ea s-a predat cu totul voii lui Dumnezeu. Iată roaba Domnului, a spus ea, Luca 1:38. Și noi toți trebuie să imităm pe Sfânta Fecioară.
Pentru smerenie, sufletul dobândește odihnă în Dumnezeu, dar ca să țină această odihnă, sufletul trebuie să se învețe multă vreme. Pierdem această odihnă pentru că nu suntem întăriți în smerenie. Și pe mine vrăjmașii m-au înșelat mult, gândeam în mine însumi. Sufletul meu cunoaște pe Domnul, știe cât e de bun și cât de mult ne iubește. Cum se face însă când vin gânduri rele? Și multă vreme n-am putut să mă regăsesc, până când nu m-a povățuit Domnul. Și atunci am înțeles că din mândrie se arată gândurile rele. Un monah lipsit de experiență suferea din partea demonilor și când îl năpădeau, el fugea de ei, dar ei îl urmăreau. Dacă ți se întâmplă și ție ceva asemănător, nu te înspăimânta și nu fugi, ci stai cu bărbăție, smerește-te și zi: Doamne, miluiește-mă că sunt un mare păcătos și demonii pierd. Dar dacă vei fugi în chiblaș, ei te vor goni în prăpastie. Adu-ți aminte că în ceasul când te năpădesc demonii, se uită la tine și Domnul, să vadă cum îți pui nădejdea în el. Chiar dacă îl vezi limpede pe Satana și el te va arde cu focul lui și vrea să înrobească mintea ta, nu te teme, ci nădăjduiește cu tărie în Domnul și spune: sunt mai rău decât toți, și vrăjmașul se va depărta de tine. Nu te speria nici când simți că un duh rău lucrează în lăuntrul tău, ci mărturisește-te sincer și cere din toată inima de la Domnul un duh smerit, Psalmul 50, 18, și negreșit Domnul ți-l va da, și atunci, pe măsura smereniei tale, vei simți întru tine harul, iar când sufletul tău se va smeri cu totul, atunci vei găsi odihna desăvârșită. Acesta este războiul pe care îl duce omul toată viața. Sufletul care a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt și cade în înșelare să nu se înfricoșeze, ci aducându-și aminte de iubirea lui Dumnezeu și știind că lupta cu vrăjmașii e îngăduită din pricina mândriei și a slavei deșarte, să se zmerească și să ceară de la Domnul să-l tămăduiască, și Domnul va tămădui sufletul uneori de grabă, alteori încet, puțin câte puțin. Cel ascultător care crede duhovnicului său și nu crede sieși, se va tămădui de grab de orice vătămare pe care i-au pricinuit-o vrăjmașii, dar cel neascultător nu se va îndrepta. Războiul sufletului cu vrăjmașii ține până la mormânt. Și dacă la războiul obișnuit este omorât numai trupul, războiul nostru e mult mai chinuitor și mai primejdios, pentru că și sufletul poate pieri. Pentru mândria mea,